Eforturile de a încuraja folosirea mijloacelor de transport ecologice prin contur în cel mult un an, ieșenii vor avea la dispoziție 50 de stații de închiriere și îmbarcare pentru biciclete și aproximativ 1000 de biciclete inteligente. Sunt mai multe proiecte care vizează mobilitatea alternativă, printre care și circulația pe trotinetă, pe bicicletă, benzi rezervate pentru transportul public de călători care se văd în Iași, dacă acum contrariază pe unii conducători auto, cu timpul ne vor da dreptate, ca așa s-a întâmplat în toate statele unde s-au introdus, și încercăm să aducem cât mai multe soluții pentru mobilitate. Toate acestea sunt posibile datorită proiectului Sistem Alternativ de Mobilitate Urbană, utilizând stații automate de închiriere a bicicletelor, implementat de către Primăria Municipiului Iași. Proiectul are drept scop reducerea emisiilor de gaz cu efect de seră cu 1,4%, precum și încurajarea ieșenilor să circule mai mult pe jos sau cu bicicleta.